Guvernul începe pregătirile pentru împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire și înființează un departament pentru a se ocupa de evenimentele ce vor avea loc în 2018. 35 de persoane vor fi angajate în acest departament centenar, care are principala atribuție de coordonare a pregătirilor la nivel național. La 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la Constituirea Statului Național Unitar Român, realizată prin unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sădmar cu Regatul României. Acest moment aniversar trebuie marcat în mod corespunzător, sens în care se propune înființarea Departamentului Centenar, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Departamentul va coordona la nivel național pregătirea, organizarea și desfășurarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a centenarului României și sfârșitul Primului Război Mondial, conform unui proiect de lege. Alba Iulia va fi centrul evenimentelor care vor avea loc peste 2 ani.